Da, așa arată un om fericit. Acum nu chiar fericit, dar bucuros. Nu chiar bucuros, dar liniștit. Am rezolvat cu preschimbarea permisului. Vă mulțumesc din suflet, am simțit că mi-ați ținut pumnii, am simțit că ieri, de exemplu, după ce am fost să rezolv problema la permise, m-am dus să iau ceva de la o alimentară de la Nastico. Pun acolo pe bandă, vânzătoarea cântărește, socotește, calculează. Când se dau banii, se uită așa pe sub mască sau peste mască și zice: și cum ați rezolvat cu permisul? Deci am simțit o vibrație pozitivă. 14 zile am dovadă și după aia îl primesc prin poștă. E un lucru bun, mai ales, precum vă spuneam, că sunt șofer de Alba. Nu, conduc bine, conduc măcar mașina. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, bună dimineața! Marți 13, grijă mare! Cafea primită de la americani, din Nashville până în Portland, din Florida până în California. Să rămână, mulțumesc pe buymeacoffee.com/nicubendea, primesc cafele în continuare, nu refuz pe nimeni. Dar numai că mi-a fost mirarea când m-am urcat în taxi, taximetristul m-a recunoscut după voce, a mers, dar unde merg? La permise. Dar zice, aveți permis? Dumneavoastră, care știu că sunteți din Alba, aveți permis? Zic, da, surprinzător, am permis. Zice, dar n-aveți mașină. Ce atâta stupefacție când fac eu afirmațiile astea? La pașapoarte totul a mers foarte. La permise, la pașapoarte o să fie altă discuție prima dată, să vedem, avem unde ieși și după aia mai vedem și cu alea. La permise, o mers treaba ușor, am fost programat online, m-am dus acolo, m-am dat măscuța jos, poze pe șofer serios. Eu conduc, eu sunt patron. Așa, da? Dar zice, doamna, zice, văd că aveți și buletin recent. Zice, cum ați făcut rost de el? Păi, da, cum să fac rost de el? Zice, ați aștepta mult? Păi am așteptat mult, da. Curios, nu este plastic pentru buletine, dar la permise nu e nicio problemă. Adică au zis că în câteva zile, până în alea 14, până mi expiră dovada, o să-l primesc acasă. Deși plasticul ăsta e de mai multe feluri. Plasticul pentru buletin e mai rar, e mai rarisim. Plasticul pentru permise este ok. Se găsește, nu? Deci și cum am să cunosc buletin? Păi zic, am dus 4 peturi. Am luat de acasă 4 peturi, le-am spălat bine și le-am dus la buletin. Și când am dat dosarul, am dat și peturile să-mi facă buletinul mai repede. Hai să fim serioși, dacă în România ducem lipsă de ceva, ăla nu-i plasticul. Ducem noi lipsă de multe, de caracter, pentru aia care sunt în alianță acum să ceartă ca orbeți între ei. Și la Ben Oni Ardeleanu, ce nume, domnule, Ben Oni Ardeleanu. Păi nu să-l cheme Ben Ardeleanu, ori Benone Ardeleanu, ori Ben Oni Ardeleanu. Foarte nervos, jos cu Voiculescu, eu zis Ludovic Orban Benoni, deocamdată eu sunt aici dirijorul orchestrei, mai calm, ăștia de la USR Plus, Barna au zis, deja Dan Barna zice, eu sunt pentru Dan Voiculescu, Dan Voiculescu, pentru Vlad Voiculescu, are toată susținerea mea. Pe de altă parte, peneliștii fac un pic de presiune, a apărut și domnul Rareș Bogdan, păi să-și rezolve problema în ograda lor useriștii și după aia să mai vedem noi de susținere. Pe de altă parte, USR Plus îi îmbrațe cu Voiculescu și o zice, dacă nu rămâne el la sănătate, dacă nu rămâne la sănătate, răsturnăm guvernul. Și păreau că se înțeleg așa de bine, bă, dracu, cum să se înțeleagă ei bine? Unii nu știu cum să fure mai mult din ciolan, alții nu știu să fure. Deci, tot e chestie de furt, unii la început cu furatul, alții pe sfârșite cu furatul. A, vă mai fur o cafea, vă mai beau o cafea, mai mie copii pe un gol, zburați, vă zburați, luați-vă zbor, că voi n-aveți voie de pașaport de vaccinare. Cafea buymeacoffee.com/nicubendea. Fapta pozitivă a zilei vine tocmai de la Mangalia, tocmai de la Constanța. Un tânăr, Adrian, s-a săturat să se tot plimbe pe dig pe acolo și să dea numai de gunoaie, numai de mizerii. Zice, nu mai îmi plăcea să ies să mă plimb pe dig, pe faleză și să mă țin cu mâna la nas. Ce-a făcut omul? Ce-a făcut omul? O lua niște saci și o umplut, eu umplut cu mizerie, cu gunoi și i-o lăsat acolo.
N-a mai fost miros, a fost curat. Căci că și acolo, ca în orice altă parte a României, nu se știe autoritățile locale trebuie să se ocupe cu gunoiul sau cele județene. Bun, și omul a mai făcut o acțiune pentru curățarea unei zone de pădigul din Mangalia. Tăte bune, pe Facebook, hai că venim, să ce om am pus sâmbătă acțiunea asta. Am pus-o sâmbătă că poate lumea are timp. Hai să mergem sâmbătă. A mers sâmbătă, pe Facebook a avut încurajare, like-uri, îmbrățișări, inimioare, alea. Când a ajuns sâmbătă, zice, noroc că a mai venit o doamnă, că altfel eram eu iară singur și adunam gunoaie, vedeți? Pe Facebook suntem toți guralivi, activi, pozitivi, uniți. E? Dar când îi să faci o acțiune de asta, păi nu, du-te tu că eu nu pot, sau dacă mergi tu, zic că am fost și eu, sau chestiuni de astea, vedeți? E bun el Facebook-ul, mai ții legătura cu amici, mai, dar vedeți când ieșim din bulă, parcă ne doare pe toți. Saveta Bogdan, Saveta Bogdan a zis că vrea să îngroape securea războiului cu Elena Merișoreanu. Știți că a fost scandal mare acum vreo 2-3 săptămâni, atunci când Elena Merișoreanu a acuzat-o pe Saveta Bogdan că în tinerețe a fost dansatoare la bară. Și ce? Și aia e o meserie. Acum, dacă te duci la România, ei au talent și freci o bară sau Nea Călinescu e foarte încântat. Zice că ai talent. Deci, da. Până la urmă, doamna Saveta Bogdan a zis că vrea să îngroape securea războiului. Securea războiului cu Elena Merișoreanu, baiul e altul. Că nu mai știu unde e securea. Nu mai știu, au și ele o vârstă. Atâta s-au certat pe la televizor, zice, bă, dar securea unde e? Unde e? Da, da, am avut război? Da, ce du-te tu, dă-o țuiculiță și hai să ne împăcăm. Cum era melodia ta? De la vața că tăbăra, de la ila, 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 m-am făcut și am uitat, ila, 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 că cine mai e ca noi, ila, 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 îngropăm securea la război, ila, 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 ila. Așa-i, domne, în folclor. Și folcloriștii ăștia sunt oameni, domne. A, să ceartă, mâine să pupă, poi mâine să... Deja doar ce știți, vă rog, spuneți-mi până bea o guriță de cafea. buymeacoffee.com/nicubendea. Ziceți-mi deja dor. Dacă nu știți să-mi spuneți acum, vă aștept la comentarii, dar ziceți-mi. Cum ce să-mi ziceți deja dor? Ia gândiți-vă bine. Jador în Republica Dominicană de vreo 2-3 luni cu concurenții de la Survivor, Romania, Kennedy și ce că-i propus spre eliminare. Eu nu și fost eliminat, că aseară n-am avut vreme. Ia ziceți, o fost eliminat Jador? Ai de capul meu că dacă a fost eliminat, urmează câteva zile în care hiturile lui o să fie peste tot pe YouTube în trending, locul 1. Mai bine să mai stea în Dominicană și după aia să vină să mai scoate niște hituri. Nu știți nici voi. O să ne lămurim noi în zilele astea că e numai marți, cu ceasuri rele și zi de 13. Unde mai pui că din seara asta încep iară furtuni, încep ploi cam în toată țara și temperatura ajunge la 0 grade. Și o să țină treaba asta cam o săptămână. Pe când se face vreme bună, e gata și luna aprilie. Vine 1 mai, 2 mai, Paștile, s-o duc jumătate de an. S-o duc jumătate de an și noi batem tot pasul pe loc. Tot pe loc, pe loc, pe loc, dar nu răsare busuioc. Deloc nu răsare busuioc. Nici tenorul busuioc de la Vocea Spaniei, nici busul. Mai răsare din când în când busul de la Meteo să ne mai aducă câte o veste de asta. Deci, mă bucur că ne-am întâlnit și azi pe canalul de YouTube Nicu Bendea. Subscribe, clopoțel. De mâine o să vedeți pe el o mică transformare din punct de vedere arhitectural. Facem un upgrade, nu eu singur, ci alături de un coleg. Venim cu un pic de conținut nou, cu un conținut puțin mai spectaculos, cu un conținut mai elaborat. Nu vă divulg azi ce, despre ce-i vorba, vă țin curioși până mâine, puteți să mă întrebați la comentarii și o să vă răspund cu dar de miercuri înainte se va schimba un pic treaba aici pe canal. O să ne vedem, dar în alte circumstanțe și în alte forme online. Așadar, spuneți lumii să dea subscribe, să se aboneze, să încercuiască clopoțelul, ca dimineața sau când o mai pune video aici pe canal, să fie lumea atentă și prezentă, că treaba e serioasă.
va fi o glumă, dar mai serioasă. Canalul ăsta rămâne un canal al bunei dispoziții, un canal al divertismentului, al oamenilor cărora le place să dialogueze și să găsească ceva frumos în viața asta și în vremurile astea de vorba domnului Ponta, care tot s-a apucat să învețe turcă, de rahat, cumac, baclava și alte Sara Ili. Dar dacă Sara Ili, Sara Vasili, nu se fac. Că dacă ar fi și Sara Niculii, poate ar fi ceva. Deci, părăsesc eu canalul, dar voi nu părăsiți incinta. Vă aștept la comentarii. O zi superbă, numai bine, no servus!